cu o cântare care vorbește despre cât de minunate sunt lucrurile care sunt așezate în mâna lui Dumnezeu. Și seara aceasta, cu tot ceea ce se va întâmpla aici, cântările, rugăciunile, predica, absolut orice slujire, vrem să o așezăm în mâinile lui Dumnezeu. Despre Domnul Iisus, profetul Isaia, în Isaia capitolul 53, spune: lucrarea lui va propăși în mâinile sale. Și lucrarea din locul acesta vrem să o încredințăm în mâinile Dumnezeu, cu credința că ea va propăși. Când privesc bolta înstelată ce întinsă sus, mă cuprinde un dor să merg înspre Iisus. Sunt ca Petru ce pornit pe val se scufunda. Mâna mea vreau să o țin în mâna ta. Amin. Aș vrea fiecare dintre noi în seara aceasta să ridicăm o mână înspre cer, înspre Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne prinde de mână, El să ia mâinile noastre în mâinile Lui, să ia viețile noastre în mâinile Lui și tot ceea ce ține de ființa noastră să fie așezat în mâinile Lui Dumnezeu. Amin. Să-ți duci, mă cuprind un dor să plec.
așa cum stăm, să ne plecăm inimile și în rugăciune de invocare ne va conduce fratele Damian Ghidoni, presbiterul Bisericii Germane. Da, Doamne, venim să-ți mulțumim că suntem în casa Ta. Venim să Te rugăm să binecuvintezi strângerea noastră la olaltă. Te rugăm să binecuvintezi fiecare suflet prezent, care ales în după masa aceasta, să fie împreună cu noi în casa Ta, să ne putem bucura înaintea Ta. Te rog să binecuvintezi musafirii casei Tale. Te rog să binecuvintezi robii de care Te vei folosi. Te rog, Doamne, să faci ca orice inimă prezentă să se deschidă la cuvântul Tău și cuvântul Tău să aducă pace și bucurie în inimile noastre. Te rugăm, Doamne, să-Ți iei lucrarea în mâna Ta. Te rugăm să faci să propășească lucrarea Ta în locul acesta. Da, Doamne, mâna noastră în mâna Ta și ajută-ne să rămânem credincioși cuvântului Tău. Te rog să dai binecuvântarea și harul Tău în cântare, în vestirea Evangheliei, în orice se va face în locul acesta. Te mai rog să iei robul de care Te vei folosi în transmiterea mesajului și să-i dai har, Doamne, pentru ca cuvântul Tău însoțit de puterea Duhului Sfânt să pătrundă în orice inimă și astfel sămânța care va fi semănată să aducă rod și să aducă pace și bucurie în inimile fiecărui suflet. Noi ne încredințăm în mâna Ta. Te rog să dai har și încântare, Doamne, și prin lucrarea care se face în locul acesta, dorim ca totul să fie spre slava, spre cinstea și gloria numelui Tău. Noi ne încredințăm în brațul Tău și dorim ca numele Tău cel Sfânt să fie onorat, slăvit și glorificat de acum și în veci de veci. Amin. Prosubați locurile. Următoarea cântare spune: cinste, onoare, glorie, splendoare fie celui din veșnicii. Despre cele patru făpturi vii și despre cei 24 de bătrâni, cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa spune că ei cântau o cântare nouă și ziceau: vrenic ești Tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau toți cu glas tare: vrenic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Împreună cu oastea cerească, împreună cu ceata îngerilor, împreună cu corul sfinților din împărăția lui Dumnezeu și noi în seara aceasta vrem să cântăm aici în biserică harul din Timișoara: cinste, onoare, glorie, splendoare fie celui din veșnicii. Pentru că nu vrem ca vreunul dintre noi să fie lăudat în seara aceasta, ca vreunul dintre noi să fie scos în evidență, ci vrem ca tot ceea ce se întâmplă aici, toată cinstea, toată lauda, toată gloria, toată măreția, să-i fie atribuită lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care este singurul care merită lucrul acesta. Amin. Oh,
creștin spunea, nu-i loc mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și ai săi în părtășie și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oriunde sunt ei, fă tot și du-te. Oricum sunt ei, fă tot și stai. Oriunde sunt ei, fă tot și caută-i, căci unde sunt ei, e un colț de rai. Amin. Mă bucur foarte mult că în seara aceasta să putem să fim împreună în casa lui Dumnezeu. Este un prilej deosebit pentru fiecare dintre noi să fim împreună și să lăudăm pe Domnul. Și în ciuda problemelor care probabil încarcă inimile noastre, în ciuda stării sufletești pe care unii s-ar putea să o avem și să fie împotriva unei stări de bucurie, în seara aceasta mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să fie Cel care să învioreze inimile fiecăruia dintre noi. Să nu uităm că suntem în prezența lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu orice urmă de durere, orice urmă de întristare, orice neliniște, orice durere, orice problemă trebuie să fie dată la o parte. Spunea cineva că a mers cineva la pastorul Vurband și l-a întrebat, un copilaș: frate Vurband, te rog să-mi spui unde scrie în Biblie cuvântul problemă. Și omul acesta era un foarte bun cunoscător al Sfintei Scripturi. Știa vreo 14 limbi și a încercat să se gândească dacă cumva, măcar în vreo traducere, apare cuvântul problemă. Și a dat seama că nici unde în Biblie, nici o traducere, nici măcar în original, nu apare cuvântul problemă. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu există nici o problemă. Noi avem probleme și de multe ori avem impresia că suntem în fața unui zid peste care și prin care nu vom trece niciodată, dar Dumnezeu nu vede lucrurile așa. Mă gândesc la robul lui Elisei, care a venit la stăpânul lui și a spus: Doamne, Domnule, cetate impresurată, ce ne facem? Suntem terminați. Și omul acesta, care era omul lui Dumnezeu, a făcut o rugăciune pentru robul lui și a spus: Doamne, te rog să-i deschizi ochii. Și Dumnezeu a deschis ochii acelui om și a văzut o realitate care l-a făcut să fie plin de bucurie. N-a văzut ceea ce era jos, ci a văzut ceea ce era sus. Și sus, la fel, cetatea era tot împresurată, dar era împresurată de armata lui Dumnezeu, pentru că Domnul nostru este Domnul oștirilor, slăvit să fie numele Lui. În jurul cetății n-a mai văzut armata vrășmașă care se pregătea să-i atace, ci a văzut armata lui Dumnezeu, serafimii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, care erau gata să lupte nu împotriva lor, ci pentru ei. În seara aceasta, mă rog ca Dumnezeu, prin Duhul Lui Cel Sfânt, să ne deschidă ochii fiecăruia dintre noi. Să vedem că El este aici și este aici, împreună cu noi, pentru rezolvarea problemelor noastre, pentru ca să atingă inimile noastre. Știți care a fost rugăciunea femeii care suferea de o scurgere de sânge? Femeia aceasta a spus: Doamne, nu-mi doresc nimic altceva decât să ajung să mă ating de El, pentru că sunt convinsă că atunci când mă voi atinge de El, voi fi vindecată. În seara aceasta, mă rog nu doar ca Domnul să se atingă de noi, ci noi să ne atingem de Domnul, pentru ca viețile noastre să fie binecuvântate de El. Vreau să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră, bine ați venit la închinare. Știți, astăzi oamenii sunt din ce în ce mai reticenți la ideea de a veni la biserică. În timp ce împărțeam invitațiile în oraș pentru serile de evangelizare, foarte mulți oameni au întrebat la ce sunt invitațiile acestea. Și le-am spus, să știți că nu sunt nici la concert și nici la alte activități, ci sunt la biserică. La biserică? Zic, sunt convins că n-ați primit prea multe invitații ca să mergeți la biserică, dar noi vrem să vă invităm să veniți la biserică. Mă bucur că ați venit la biserică și ați venit în casa lui Dumnezeu. Și mă rog ca fiecare dintre noi să ajungem să fim un model pentru cei din casele noastre, din familiile noastre și din societatea noastră. Să fim cei care spunem cu glas tare că avem nevoie de casa lui Dumnezeu, că avem nevoie de Dumnezeu, că noi, familiile noastre și poporul nostru are nevoie de Dumnezeu. Cred că ați luat cea mai bună decizie de a fi în casa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent în locul acesta, slăvit să fie numele Lui. Vreau să spun un bun venit invitațiilor noștri speciali.
fratelui păstor Petrică Vidu, pastor al Bisericii Emanuel din Oradea și președintele Comunității Bisericilor Creștine Baptiste din Oradea. Este împreună cu soția și alți prieteni. Mă bucur foarte mult că ați ajuns cu bine în mijlocul nostru în urma călătoriei pe care ați avut-o. Trebuie să vă mărturisesc că de foarte mulți ani îmi doresc să îl invit pe fratele Petrică Vidu. Dacă o să mai vedeți anumite bâlbâieli, la mine să știți că din cauza dânsului le am, pentru că sunt emoționat că am ocazia să slujesc împreună cu el. Sigur, pot să spun că înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali, am spus-o și de dimineață, dar sunt anumite situații când cred că trebuie să manifestăm respect pentru oamenii care de o viață întreagă îl slujesc pe Dumnezeu și mă bucur nespus de mult că fratele Petrică iese împreună cu noi. Mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. V-am povestit de dimineață că m-am bucurat foarte mult să aflu că e și din Caraș, județ din care sunt și eu, și întotdeauna am spus că din Caraș au ieșit oameni extraordinari și trebuie să ne rugăm pentru toate județele din țară ca din fiecare județ să iasă astfel de oameni care să-și pună viața în mâinile lui Dumnezeu. Mă rog ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să-l însoțească pe fratele Petrică în predicarea Evangheliei, ca acest mesaj să fie un mesaj care să străpungă inimile fiecăruia dintre noi. Amin. De asemenea, mă bucur să salut în mijlocul nostru pe surorile Onofrei. Doar două dintre ele sunt împreună cu noi. Le-am spus că sora Tamara, când le-am invitat, îmi spunea că noi suntem patru și de fapt la voi o să cântăm doar două. Le-am spus că e ca în expresia aceea cu evangheliștii. Cei patru evangheliști au fost trei, Luca și Matei. Cam așa este și cu surorile Onofrei în seara aceasta. Mă bucur însă că sunt împreună cu noi. Duminica trecută când am vorbit cu sora Tamara îmi spunea că una dintre ele este foarte, n-am reținut bine numele, Lidia, cred că Lidia așa, sora Lidia este foarte bolnavă, răgușită, aproape că nu poate să vorbească și am spus, sora Tamara, stai liniștită, noi ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să se atingă de glasul ei, astfel încât să puteți să fiți împreună cu noi și să lăudați pe Domnul. Mă bucur că Dumnezeu s-a atins de glasul ei și în seara aceasta este aici pentru a lăuda pe Domnul. Vă rog ca prin fiecare cântare pe care o veți cânta, inimile noastre să fie introduse în acea atmosferă cerească de laudă și de închinare la adresa lui Dumnezeu. Vreau să îi mulțumesc și unui alt tânăr care este împreună cu noi pentru a ne sluji. Este vorba de Dani Delițou, este unul din elevii mei de la Recaș. În seara aceasta s-a oferit să vină și să slujească împreună cu noi la pian. Mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să ridice și alți tineri care să fie dispuși să se implice în lucrare și să susțină lucrarea lui Dumnezeu din orice loc. Vreau să mulțumesc familiei Tofan, care este împreună cu noi în seara aceasta pentru a înregistra serviciul de închinare. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le răsplătească osteniala și vreau ca fiecare dintre noi în seara aceasta să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Și locul acesta, acest timp pe care îl vom petrece împreună, să fie ca o oază pentru inimile noastre în care să lăsăm, așa cum spune un poet, să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze și să ne elibereze de orice blestem și păcat. Amin. Aș vrea acum să ne ridicăm și aș vrea să cerem îndurarea lui Dumnezeu în rugăciune, să rugăm pe Dumnezeu ca El să-și facă desăvârșită lucrarea în mijlocul nostru și aș vrea ca două persoane care simt îndemnul din partea Duhului Sfânt să vină înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să se roage pentru cei care vor sluji, să se roage pentru cei care vor asculta cuvântul lui Dumnezeu, să se roage pe cei care vor viziona seara aceasta, fiind în direct împreună cu noi pe internet, ca Dumnezeu să atingă orice inimă, să se roage pentru cei care au primit o invitație și care așteaptă să fie sensibilizați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Dumnezeu să le sensibilizeze inimile și să-i trimită spre locul acesta și să ceară din partea lui Dumnezeu prezența specială a Duhului Său cel Sfânt peste fiecare dintre noi. Haideți în liniște, în semn de respect față de casa lui Dumnezeu, să ne plecăm capetele, să închidem ochii, să păstrăm tăcere și două persoane care simt îndemnul din partea Duhului Sfânt se vor ruga Domnului cu voce tare și noi vom susține prin aminurile noastre. Amin. Pace. Îi mulțumim Domnului pentru această ocazie de a-i sluji lui, în primul rând, apoi vouă. Mulțumim pentru acest har. Vreau să spun că dacă Dumnezeu a binecuvântat
zona Carașului cu oameni slujitori, a binecuvântat și zona Bucovinei, de acolo suntem noi. Dumnezeu să fie proslăvit și binecuvântat. Cântările care le vom aduce înaintea Domnului sunt cunoscute. Vă rog să ne însoțiți și toată slava să fie Domnului. Amin. Înțelepții lumii mă înconjoară și mă întreabă cine-i Iisus. Pun la îndoială a mea credință și spun că voi suferi nespus. De nimeni nu mă tem, pe tine când te tem, numele tău cu drag eu îl rostesc. În fața cui voi sta, nu mă voi clătina, căci legea ta eternă o păzesc. Privesc în zare mărețul soare, ce strălucește neîncetat. Pun la îndoială a mea credință și voi cânta neîncetat. Și dacă într-o zi soarele ar zăbovi, cine ar cunoaște taina cerului? Știința omului cu înțelepciunea lui nu pot cunoaște taina soarelui. Și dacă într-o zi soarele ar zăbovi, cine ar cunoaște taina cerului? Știința omului cu înțelepciunea lui nu pot cunoaște taina soarelui. Munții și valea, câmpii și marea vestesc iubirea celui preanalt. Tot universul și-ntreg pământul la glasul lui s-au cutremurat. Și toate florile-și deschid petalele pe-al câmpului ogor nemărginit. Căci tot ce ai creat doar omului ai dat, fiindcă atât de mult tu l-ai iubit. Și toate florile-și deschid petalele pe-al câmpului ogor nemărginit. Căci tot ce ai creat doar omului ai dat, fiindcă atât de mult tu l-ai iubit. Este ruga ce te rog să asculți. Când aici sfârșesc o viață de trăit, sufletul în cerul ia, te rog să asculți. Ne voi fi sărac și bolnav pe acest pământ, o nu-i nimic, acolo toate trec. Când aici sfârșesc o viață de trăit, sufletul mi-e în cer, îl ia, te rog să ascult. Eu deși nu le doresc de fel.
sărac și bolnav pe acest pământ, o, nu-i nimic acolo Doamne trec. Când aici sfârșesc o viață de trăit, sufletul mi-n cerul ia, te rog să ascult. Ne voi fi sărac și bolnav pe acest pământ, o, nu-i nimic acolo Doamne trec. Când aici sfârșesc o viață de trăit, sufletul cerul ia, te rog să ascult. Doamne, îți mulțumesc că sunt pe veci al tău, jertfa ta pe mine m-a. Când tu vei veni în glorioasă zi, ia-mă sus să fiu pe veci în veșnicii. Ne voi fi sărac și bolnav pe acest pământ, o, nu-i nimic acolo Doamne. Te rog să ascult. Ne voi fi sărac și bolnav pe acest pământ, o, nu-i nimic acolo toate trec. Când aici sfârșesc o viață de trăit, sufletul-mi în cerul ia, te rog să ascult. Amin. Conștient sunt, Doamne, bine dacă n-ai fi lângă mine, tot în jurul meu s-ar nărui. Soarele pe cer s-ar stinge, luna ar pieri și-ar plânge, stelele n-ar mai luci frumos. Dar atunci când ești cu mine, inima de tine-i plină, Duhul tău mi-alină orice durere. Cu blândețe mi-ierți păcatul, știu că mijlocești la Tatăl. Acest an poate voi face rost. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Calvar. Mă închin cu mulțumire, dăruindu-ți pe vecie. Inima e tot ce mi-a rămas. Vin în sfântă umilință,
și te rog să-mi dai credință, să înțeleg, Iisuse, voia ta. Vreau să învăț ce e iubirea și răbdarea și jertfirea. Vreau și eu să plâng la Golgota. Știu că-n șoapta înserării vei purta spre largul sării pe acei ce voia ți-au făcut. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Salvat pe cruce la Calvar, m-ai salvat, m-ai salvat, m-ai salvat. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelegem în raport cu Dumnezeu și cu ceea ce face El pentru noi. În ceea ce privește dragostea Lui, este nelimitată, nețărmuită. Este o dragoste jertfitoare, o dragoste care trece dincolo de priceperea noastră. Și aș vrea în doar câteva minute să vorbesc despre dragostea și răbdarea lui Dumnezeu în relație cu fiecare dintre noi. În Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 21, ne este prezentat unul din momentele în care Domnul Iisus Hristos li se arată ucenicilor după înviere. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copil, a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât ca la 200 de coți. Când s-au pogărât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Și Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja.
Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și nici unul din ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Amin. Știau că este Domnul. Dialog aproape de țărm. Un lucru pe care Domnul Iisus Hristos vrea să îl facă în ceea ce te privește, este să te confrunte cu realitatea vieții tale. În fața oamenilor putem să purtăm foarte multe măști. Putem să fim, dacă suntem un pic mai inteligenți, aproape oricine. Putem să jucăm aproape orice rol. Dar în fața lui Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu spune că suntem goi și descoperiți și El știe absolut totul despre noi. El este omniscient. Și Hristos vrea să te confrunte exact cu realitatea vieții tale, exact cu ceea ce știi că ești în momentul acesta. Asta a făcut cu ucenicii. Aproape de țărm, Iisus le-a zis: copii, aveți ceva de mâncare? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei au răspuns și au spus nu. Asta era problema lor cea mai acută. Toată noaptea s-au trudit ei, meseriașii, în pescuit. Ei, cei care erau specialiști în asta, în frunte cu Simon Petru. Și confruntați cu nevoia din viața lor, confruntați cu neajunsul din viața lor, ei sunt nevoiți să spună nu, să recunoască, să-și recunoască falimentul în fața lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta Dumnezeu te confruntă pe tine cu realitatea vieții tale și îți spune punctual o întrebare legată de problema cea mai acută din viața ta, ce răspuns îi dai? Îți recunoști falimentul? Ești gata să-ți recunoști eșecul? Sau vei continua căutând tot felul de scuze și tot felul de trasee ocolitoare, spunând că totul este bine, totul este frumos, totul este în regulă? Hristos te confruntă cu realitatea vieții tale și așteaptă să-i spui cum ești. În al doilea rând, în momentul în care îți recunoști falimentul, Domnul Iisus nu stă cu mâinile în sân și nu spune, știi, asta este. Și locul în care ai ajuns din cauza păcatelor tale și trebuie să obișnuiești cu asta. Nu. El întotdeauna oferă soluția lui la eșecurile tale. Și pentru cine a avut o soluție. Și a spus, da, înțeleg, n-ați reușit? Ați falimentat, toată noaptea v-ați trudit și n-ați prins nimic, dar eu am soluție pentru problemele voastre. Știți, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Și-au aruncat-o și spune cuvântul Dumnezeu că nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Iisus oferă soluția lui la eșecurile tale, dar ne și provoacă să învățăm lecția ascultării. Nu-i simplu, nu-i ușor să spui da la cuvântul Dumnezeu și să te supui. Să spui ca Samuel vorbește, Doamne, căci robul tău ce face? Ascultă. Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de El, să acceptăm soluțiile Lui la eșecurile noastre. Iisus îți cere rodul eforturilor tale. Nu înseamnă că El face toată lucrarea și noi ne punem frumos în pat, pe spate și ne odihnim. Sunt foarte mulți care consideră să-și ducă viața de credință în felul acesta, spunând, eu nu trebuie să fac nimic, pentru că Dumnezeu face totul, eu trebuie doar să cred și atât. Și sunt unii care sunt în biserică de 10 de ani și în 10 de ani n-au făcut aproape nimic. Pentru că ei spun, noi nu trebuie decât să credem, pentru că Dumnezeu face totul. Iisus îți cere efortul, îți cere rodul eforturilor tale. După ce El i-a dat, deși peștele era pus deasupra și era pâine acolo, grătarul era deja pregătit, ce spune Domnul Iisus lui Petru? Petre, aduceți din peștii pe care ați prins acum.
Ce faci tu pentru Domnul? În ce constau eforturile tale în ceea ce înseamnă slujirea care Dumnezeu te cheamă? Domnul Iisus vrea să culeagă rodul acestor eforturi. Și în ultimul rând, și aș vrea ca fiecare dintre noi să ajungem la nivelul acesta, să ne bucurăm împreună de compania Domnului Iisus Hristos și El să se bucure în prezența companiei noastre. Iisus se bucură în prezența companiei tale. Într-un final, El le spune ucenicilor, dragilor, veniți de prânziți. Noi de multe ori ne rugăm și vrem, ne dorim cu ardoare ca Dumnezeu să binecuvinteze eforturile noastre. Dar lucrul cel mai important este ca noi să umblăm pe căile care deja au fost binecuvântate de Dumnezeu. Și aceste căi sunt pregătite pentru noi ca să umblăm în ele. În seara aceasta, mă rog ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Dacă ești cumva aici și ești disperat, ești frustrat, ești neliniștit din pricina eșecurilor din viața ta, Iisus vrea să stea de vorbă cu tine. Iisus vrea să-ți vorbească și vrea să te ajute să recunoști că ai ajuns acolo din pricina păcatelor din viața ta, din pricina greșelilor pe care le-ai făcut și vrea să-ți dea o veste bună. Și anume că El are soluția pentru problemele tale. El are rezolvare pentru eșecurile tale. Trebuie doar să-ți încredințezi viața în mâinile Lui. El vrea să trăiască în compania ta și tu să te bucuri în compania Lui. El a pregătit deja căile care au fost binecuvântate de El pentru ca noi să umblăm în ele. În seara aceasta mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne învețe pe fiecare dintre noi lecția ascultării de Dumnezeu. Amin. Să fim gata fiecare dintre noi acolo unde Dumnezeu ne cheamă să ne ducem. Ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, să facem. Și să împlinim voia lui Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră. Amin. O să mai ascultăm încă un grupaj de cântări cu care surorile Onofre vor lăuda pe Dumnezeu și apoi ne vom pregăti pentru ascultarea Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Și bun, minunat și slăvit e Iisus, al meu bun păstor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, lângă al vieții izvor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor. Păi, cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Ce bun Salvator, minunat și slăvit, povara mea El mi-a purtat. El m-a ridicat și voi sta neclintit, pe culmea iubirii salvat. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor. Băi, cu mâna lui tare mereu m-a umbrit, pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Cu ce îndurare în cunună pe sfinți le dă plinătate de har. Și când în extazul iubirii fierbinți iertarea primită în dar. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor. Păi, cu mâna lui tare mereu m-a umbrit, pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Muzica.
și-n slavă în cer când mă voi ridica, să ies înainte în zori. Salvarea-i măreață și atunci voi cânta în glorie de mii de ori. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor, băi, cu mâna lui care mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor, băi, cu mâna lui care mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Amin. Dumnezeu puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și-n vale, îți alungă durerea. Cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Vorbim de credință când suntem sus pe stâncă, pare ușor când necazuri n-avem, însă vin clipe grele cu încercări și ispite. Atunci Domnul vede cât te încrezi tu în El. Mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Amin. Sunt clipe în viață ce dor ca și o rană, sunt clipe de disperări adeseori, sunt clipe când visul ușor ți se destramă și caut zadarnic în jur un ajutor. Sunt clipe când multe poveri prea greu te apasă,
furtunile acestei lumi fără zăvor. Dar nu uita, vine o clipă odată când vom zbura dincolo de noi. Când încercările sunt prea grele și nu știi când se vor sfârși, mai este doar puțină vreme și cel ce vine va veni. Chiar dacă viața e mult prea crudă și te întrebi cât va dura, ce mai contează o secundă pe lângă veșnicia ta? Sunt clipe în viață când guști dezamăgirea și vezi adevărul că e mult prea amar. Sunt clipe când nu găsești în tine puterea să schimbi clipe de gheață în clipe de șar. Sunt clipe când multe poveri prea greu te apasă și ești cu fie ce pas tot mai obosit. Dar nu uita că în curând tu acasă lângă Iisus te vei odihni. Când încercările-s prea grele și nu știi când se vor sfârși, mai este doar puțină vreme și cel ce vine va veni. Chiar dacă viața e mult prea crudă și te întrebi cât va dura, ce mai contează o secundă pe lângă veșnicia ta? Când încercările-s prea grele și nu știi când se vor sfârși, mai este doar puțină vreme și cel ce vine va veni. Chiar dacă viața e mult prea crudă și te întrebi cât va dura, ce mai contează o secundă pe lângă veșnicia ta? Amin. Vreau să fac doar două anunțuri foarte pe scurt. În primul rând vreau să vă spun fiecare dintre noastre care sunteți membri bisericii și nu numai, că ne vom întâlni în fiecare miercuri seara de la orele 18 pentru rugăciune. Vrem să așezăm lucrarea lui Dumnezeu în mâinile Lui și vrem să continuăm să ne rugăm pentru locul acesta, pentru lucrarea pe care o facem aici, ca să fie o lucrare binecuvântată de Dumnezeu. Vreau să ne rugăm pentru oamenii care locuiesc în aceste cartiere, ca Dumnezeu să le binecuvinteze viețile și să folosească lucrarea de aici pentru câștigarea sufletelor lor. Toți cei care vreți să faceți lucrul acesta și vreți să fiți străjeri și să stăruim împreună în rugăciune pentru lucrarea din locul acesta, vă așteptăm miercuri seara de la orele 18 înainte. Întâlnirile de duminică sunt cele cu care suntem obișnuiți, dimineața de la orele 10 pentru rugăciune și studiu biblic și după amiază de la orele 18 înainte. Dacă Dumnezeu va îngădui duminica viitoare, când vom sărbători și pogorirea Duhului Sfânt, vom avea din nou seara de evanghelizare și împreună cu noi va fi fratele păstor Remus Truncan de la Biserica Maranata din Timișoara. El va fi însoțit în slujire de echipa de laudă și închinare de la Biserica Maranata și sperăm din nou să fie o oportunitate prin care Dumnezeu să își facă de cunoscut numele și viețile noastre să fie atinse de puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. O să cântăm o strofă dintr-o cântare comună. În timpul acesta ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și apoi ne vom pregăti pentru citirea Cuvântului Dumnezeu și ascultarea Cuvântului Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu
să-și binecuvinteze slujitorul prin care așteptăm să ne transmită un mesaj potrivit pentru inimile fiecăruia dintre noi. Amin. Cântarea cu care vreau să lăudăm pe Domnul este: Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, ce curază-ți de iubire inimile ne încălzești, o alungă nor și ceață de întuneric și păcat și ne luminează viața cu Duhul Tău Sfânt curat. Amin. După această cântare o să citim Cuvântul Lui Dumnezeu și apoi fratele Vasile Rusu se va ruga Domnului. Cât de mult îmi pare.
miluiește-mă din nou. Cu harul tău, te rog, mă îmbracă, Sfinte Tată, cât de mult îmi pare rău. Sfinte Tată, cât de mult îmi pare rău. Sfinte Tată, te rog, mă iartă. Dacă sufletul ți-a apăsat de povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat, din suflet pace și credință au plecat, lacrimi sunt multe, nădești pierdute. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-i fi de Dumnezeu, ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, cruce ca să fii mântuit. Oricine-i fi de Dumnezeu, ești iubit. De Mesia Petru s-a lepădat, niciodată Domnul nu l-a certat, prin pocăință El a iertat. Firmituri stropite Domnul și acum, în coșul dragostei ridică din drum, cu îndurare îți dă iertare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, cruce ca să fii mântuit. Oricine-i fi de Dumnezeu, ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-i fi de Dumnezeu, ești iubit. Oricine-i fi, tu ai valoare. Oricine-i fi, primești iertare. Oricine-i fi, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Oricine-i fi, tu ai valoare. Oricine-i fi, primești iertare. Oricine-i fi, tu ai valoare în ochii lui. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-i fi de Dumnezeu, ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-i fi de Dumnezeu, ești iubit. Amin. M-am bucurat foarte mult când am spus că începem serviciul divin din această seară, dar nu sunt la fel de bucuros acum că trebuie să-l închei.
pentru că am simțit prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Și în timp ce fratele păstor Petrică vorbea despre ce înseamnă să ai numele scris în Cartea Vieții și că cei ce au numele scris în Cartea Vieții sunt de fapt cei ce au viață, mi-am amintit de o campanie care se desfășoară în școli, în toate școlile din țară. Această campanie se numește chiar așa, Campania Viața. Și copiii sunt învățați că pentru a avea viață, trebuie atunci când li-e sete să bea apă, trebuie să consume 3 fructe și 3 legume pe zi și trebuie să facă mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Mă gândeam ce ar însemna să se înceapă în România campania Viața Veșnică. Ce ar însemna să li se spună tinerilor din țara noastră că pentru a avea viață trebuie să facă mișcare și să ducă Evanghelia la orice făptură și în toate neamurile, că pentru a avea viață trebuie să bea apă vie. Domnul Iisus Hristos așa i-a spus femeii din Samaria, nu-i așa? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Ce ar însemna să le spunem tinerilor din țara noastră că dacă vor să aibă viață veșnică, trebuie să consume în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu? Wow! Ce generații s-ar ridica în urma noastră? A fost un mesaj simplu, spunea fratele Petrică, dar nu simplist. Și dacă în seara aceasta ai avut măcar intenția să-ți deschizi inima, să asculți cuvântul lui Dumnezeu, cred că nu poți să pleci de aici la fel cum ai venit. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să continue să ne cerceteze pe fiecare dintre noi acum când vom pleca la casele noastre. Să continue să ne vorbească, să ne amintim cântările care s-au cântat aici, să ne amintim mesajul care a fost predicat aici, să ne amintim rugăciunile care au fost înălțate aici, astfel încât, cum spunea și fratele Petrică, să nu avem liniște până când nu luăm hotărârea de a-L chema pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră ca Domn și Mântuitor personal pentru a avea numele scris în Cartea Vieții. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri special pentru bucuria pe care ne-au făcut-o de a fi împreună cu noi. Vreau să mulțumesc fratului păstor și surorilor Onofrei pentru că au acceptat să slujească fratele Petrică să vină până la Timișoara pentru un număr foarte mic de oameni care l-au așteptat aici. Dar mă rog ca Dumnezeu să le răsplătească această ostenială. Vă rog să transmiteți salutul bisericii noastre, care este scris acolo mare pe perete, Deuteronom 18:13, tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să vă însoțească și pe noastră ceilalți la casele dumneavoastră și dacă Dumnezeu îngăduie să ne putem reîntâlni în locul acesta împreună pentru a avea părtășie unii cu alții în prezența lui Dumnezeu sau dacă nu, atunci când Dumnezeu ne va chema acasă, să putem să ne reîntâlnim în împărăția lui Dumnezeu pentru a trăi o viață întreagă, o viață veșnică împreună cu El în împărăția cerurilor. Amin. Aș vrea să ne ridicăm acum și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și în această rugăciune de mulțumire, rugăciune în care aș vrea să încredințăm și pe frații noștri care vor călători înapoi spre casele lor, ne va conduce fratele Ghiță Stanciu. Nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru ziua de astăzi. Dacă mulțumim, noi, Doamne, ne-am bucurat, sunt sigur că sus în ceruri sunt scrise numele noastre. Da, Doamne, te rog să binecuvintezi musafirii care au venit în această seară să slujească în locul acesta. Te rog, Doamne, să-i ocrotești, au un drum de parcurs, te rog să fii alături de ei, să ajungă cu bine la casele lor. Te rog și pentru cele două tinere, Doamne, să le binecuvintezi, în lucrarea care au pornit, Doamne, să fii alături de ele și ceea ce vor face ele să facă pentru slava numelui Tău. Pentru cei ce au fost, Doamne, în locul acesta, te rog să fii alături de fiecare în parte. Amin. Și am dorit, Doamne, ca în continuare să ne binecuvintezi cu
dragoste față de tine și dragoste față de cuvântul tău. Da. Și în toate tu să fii slăvit de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toți de acum și în vecii vecilor. Amin. Vom elibera biserica și în timpul acesta surorile Onofrei vor mai slăvi pe Dumnezeu cu o cântare. Harul și pacea lui Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare dintre noi la casele noastre. Amin. Vine o zi când vom pleca spre Canaan, ne-om îndrepta, da, vine o zi, da, vine o zi. O trâmbiță va răsuna, de pe pământ ne-om înalța, noi vom zbura. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele își va întâlni mireasa lui pe nor de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți aminti, ce sărbătoare atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele își va întâlni mireasa lui pe nor de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Iisus te cheamă oricine ești, cu El în cer să locuiești, mireasa lui, mireasa lui. Doar prin credință poți acum să ai o viață și un nou drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele își va întâlni mireasa lui pe nor de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele își va întâlni mireasa lui pe nor de slavă în văzduh. Ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi, vei fi acolo.